Hei, salut, eu sunt Naru și aici am o cutie cu Super Zings. Da, astăzi mai deschidem Super Zings, ba chiar mai mult, am două cutii, bineînțeles, revista Super Zings și o chestie foarte tare pe care eu n-am mai văzut-o până acum, sunt niște Super Zings exclusiv. Avem aici o super mașină care are o aromă foarte mișto, doi Super Zings exclusiv și o mică rachetă. Eu mi-am cumpărat Super Zings pentru că vreau să-mi pice Enigma. Astăzi o să deschidem o cutie și o să fac și un giveaway, așa că rămâneți până la sfârșit. O să vă dau vouă acești Super Zings exclusiv plus o cutie și vă dau și revista. O să vă las toate detaliile la sfârșit, dar acum haideți să deschidem o cutie de Super Zings ca să vedem dacă ne pică Enigma. Prima punguliță. Ia să vedem pe cine îl avem aici. Oh, îl avem chiar pe Smash. Vreau mai întâi să deschid toată cutia asta de Super Zings și până vreau să-i supunem la niște teste. Niște teste de rezistență. O să-i pun în congelator, o să-i scufund sub apă, o să pun greutate pe ei, o să-i arunc de la înălțime și o să testăm și elasticitatea trăgând de ei foarte tare. Dar haideți mai întâi să vedem dacă ne pică Enigma. Super Zings se parte două categorii. Eroii care au ochii albi, așa diferențiem, și rivalii care au ochii galbeni. Există și doi lideri care mi-au picat data trecută. Dacă n-ați văzut episodul cu Super Zings de data trecută, neapărat să mergeți să vedeți, aveți și link-ul în descriere. Ăsta este chiar liderul rivalilor. O să-l punem aici, în frunte, el este căpetenia. De rivalul ăsta nu mi-am des, cred că nu l-am păstat. Mișto, adăugăm la colecția noastră. Bun, și am rămas cu ultimele 3 pungulițe de Super Zings. Hai să vedem ce avem aici. Ah, oh, un cop de gheață, perfect. Deci, perna de data trecută. Și ultimul, dar nu cel din urmă. Ce este, ce este? Oh my god. Nu, nu este Enigma, este tot perna, două perne la rând. Bun, gata, am terminat cu cutia, este goală. Astea le punem deoparte, nu le desfacem ca să vi le dau vouă giveaway, dar uitați-vă până la sfârșit ca să vă dau toate detaliile cum să participați la giveaway. Eu zic că avem cam jumătate, poate eroi sunt puțin mai mulți, acum ai timpul să-i supunem la teste. Pentru testul înghețării eu o să folosesc chiar un Super Zings care se potrivește cu această temă, acest cup de gheață. Acum eu o să-l pun în congelator și o să-l mai scoatem la sfârșitul vlogului, deci o să-l lăsăm ceva timp, câteva minute bune acolo, să vedem dacă îngheață sau nu. Pa! Cât timp prietenul nostru Super Zings stă în congelator, am aici o cănuță cu apă transparentă și cred că o să punem această stropitoare pentru că ea folosește apă, deci e domeniul ei. Și o să pun și această pernă, pentru că perna dacă absorbe apă se duce la fund. Hai să vedem dacă plutesc sau dacă se duc la fund sau ce se întâmplă cu ei. Se duc la fund și stau acolo. Mă întreb dacă ținem destul de multe ori o să se decoloreze. Hai să punem mai multe culori aici. Punem și unul roșu și unul portocaliu. Ei parcă stau bine acolo și nu se întâmplă nimic cu ei. Nici nu se decolorează, nici nu se topesc, nici nu plutesc. Efectiv doar stau acolo la fund. Hai că i-am lăsat ceva în pahar, că am dat și apă pe masă, dar cred că au trecut testul apei, deci efectiv nu s-a întâmplat nimic cu ei, sunt exact la fel, doar puțin uzi. O să-i las aici totuși în pahar să văd eu ce se întâmplă cu ei după 24 de ore. Acum hai să trecem la următorul test, testul elasticității. Adică ce să fac, o să iau un Super Zings și o să trag cât pot eu de tare de o parte și de alta și o să vedem dacă se rup sau dacă rămână întins sau ce se întâmplă cu ei, dacă se întind măcar. Am zis să iau acest seif pentru că este mai lat și pot să-l apuc mai ușor. Hai să vedem. Și... nu pot. Este foarte tare seiful. Hai să încercăm cu acest papuc. Dar cum este foarte, foarte rezistent. Am folosit toată forța mea acolo, dar n-am reușit. Hai să încercăm de mânuțe. Aaa, se întinde. Uitați că se întinde puțin. Aaa, ia lungi mâinile. Dar nu pot să trag mai mult de atât. Ah, nu pot. Uitați-vă, a rămas exact la fel și parcă și arată și mușchi, zice, hei, n-ai nicio șansă să mă rupi. Super Zings deja au trecut două teste, testul scufundării în apă și testul elasticității. Trecem mai departe cu testul greutății. Trebuie să-mi fac puțin loc pe masă, așa că scuzați-mă, domnilor Super Zings, o să vă dau puțin mai așa. Și o să-l iau chiar pe liderul rivalilor, o să-l pun aici și acum o să încercăm să punem presiunea asupra lui, să-l apăsăm cât putem noi de tare, chiar cu greutatea corpului nostru, să vedem dacă o să se deformeze sau nu. Începem ușor.
nimic. Nici măcar nu i-a sărit desenul sau pictura, e exact la fel. Eu zic totuși că trebuie o greutate mai reală de atât, așa că o să pun acest fund peste Super Zings și deasupra o să pun acest bidon cu apă de 11 litri. Hai să vedem, rezistă? Opa, trebuie să-l ținem în echilibru, vedeți? Hai să lăsăm acolo 10 secunde, numărați cu mine. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ce ziceți? A supraviețuit? Este intact! N-a pățit nimica! Bravo, mă, ce să mai ai? Ați câștigat, ați mai trecut încă un test. Acum haideți să mergem afară și să facem testul înălțimii. O să iau 3 super zinc și o să-i arunc de la înălțime să vedem dacă supraviețuiesc sau nu. O să iau această înghețată, pentru că înghețatele mereu cad cu partea înghețată jos, nu cu cornetul. O să iau și un seif pentru că este foarte greu și când cade, efectiv distruge tot în calea lui. Și o sticlă pentru că sticlele când cad se sparg, în teorie. Haideți să mergem cu 3 super zinc și afară și să-i aruncăm de la înălțime. Pe ăsta l-aruncăm primul. Foarte elastic, dar cum era de așteptat, nu a pățit absolut nimica. Hai să-i aruncăm și pe toți trei deodată. Hai să vedem, îl luăm direct de pe jos. Nu, n-a pățit nimic, nici măcar o zgârietură, sticla. Nu, nici el, nimic. Și cornetul cu înghețată n-a căzut pe înghețată, a căzut pe spate, dar la fel nu are absolut nicio zgârietură. A trecut cam o oră de când am lăsat Super Zinx-ul în congelator. Eu zic că e timpul să-l scoatem să vedem dacă s-a întâmplat ceva cu el, dacă a înghețat sau nu. Bună! Acesta e Super Zinx-ul care a stat în congelator. Este foarte, foarte rece, dar încă este moale, adică este elastic. Nu a înghețat absolut deloc, este doar rece. Încă un test trecut de Super Zinx. Pentru că a rezistat la testul înghețării, putem să spunem că Super Zinx au rezistat absolut la fiecare test în parte. Se pare că Super Zinx sunt foarte, foarte rezistenți, au trecut absolut fiecare test pe care l-am dat. Acum, dacă vreți să participați la giveaway, să câștigați și voi 50 de Super Zinx pe care să-i deschideți această cutie cu Super Zinx exclusiv, care are o mașină foarte, foarte tare și nava asta, wow! Mie îmi place foarte mult de aceea vă dau vouă giveaway și bineînțeles vă pun și o revistă unde găsiți o găsită de Super Zinx și un Super Zinx înăuntru. Ca să participați la giveaway, spuneți-mi în comentarii dacă voi o aveți pe Enigma, acel Super Zinx misterios, și adăugați și hashtag-ul Super Zinx. De astăzi, într-o săptămână, eu o să aleg un câștigător și o să vă trimit acest premiu. Dar până atunci, eu am fost Leonardo, eu am fost Super Zinx, voi sunteți cei mai tari și v-am pupat!